Bun, găsit prieteni, la interviurile TVR Sport, vă rog să faceți cunoștință cu unul dintre cei mai importanți voleibaliști români. Este vorba de Laurențiu Lică, multă vreme capitan al Naționalei României, campion în mai multe rânduri în voleiul românesc, cu mai multe echipe și o bună parte din timp jucând și în afara țării, în Franța. Laurențiu, salut! Salut, salut Narcis! Mulțumesc pentru invitație! În primul rând ești bine, asta vreau să aud. Tu și familia ta sunteți bine, da? Da, da, da. Sigur, suntem, uh, suntem bine și vrem să ne, să ne protejăm cât putem de mult. Încercăm să avem grijă de cei, de cei din jurul nostru și, uh, în primul rând, de noi, pentru că doar așa îi putem ajuta pe ceilalți. Să mergem spre volei, La Laurențiu, pentru că uh, despre asta, până la urmă, vrem să și vorbim. Campionatul Național de Volei este singurul din România, mă refer la între campionatele de sporturi de echipă, oprit, încheiat și deja se știe fiecare echipă pe ce loc s-a clasat. Conducerea Federației a oprit campionatul. Ce părere ai tu despre acest lucru? Eu cred că niciun campionat din, din, acest sezon, din acest sezon nu se va mai relua. O spun cu părere de rău pentru că Vedeți, evenimentele, evenimentele care s-au petrecut până acum nu arată niciun semn că acest virus s-ar retrage și ar trece pe lângă noi, așa să, să nu fim atinși din plin. Din punctul meu de vedere, eu cred că Federația a luat o decizie o decizie bună și mi-aduc aminte că în perioada aceea ne gândeam. Cel mai mult la cei care sunt din afara țării, jucătorii străini, care până la urmă, aflându-se într-o într țară străină, erau un pic panicați. Și, având în vedere că și granițele, la două zile după, s-au închis și lucrurile s-au complicat, eu cred că s-a luat decizia cea, cea bună. Spune acest lucru capitanul echipei de pe poziția a doua. Nu? Așa, eu da, da. la acel moment era pe locul secund și poate se mai gândea la titlu, nu? Deși erau puncte destul de multe. Erau, erau multe puncte. Eu cred că uh, diferența era greu de, de recuperat, uh, având în vedere că mai erau încă 8 meciuri și uh, diferența de puncte era de 10 puncte. Așa că, fără discuție, Galațiu merită acest titlu, dacă putem să vorbim de locuri de, de clasament în, în situația de față, dar pe plan sportiv și vorbind din acest punct de vedere, cred că Galațiu, fără discuție, a fost cea mai puternică echipă din, din campionat. Craiova s-a ridicat la, la nivelul lor o bună perioadă de, de timp din, din acest sezon Din păcate nu am putut ține pasul cu ei până la sfârșit Și terminăm, terminăm pe locul 2 Un loc onorabil pentru Craiova Un loc care ne, ne arată că am făcut lucruri foarte bune în acest sezon Cum a fost sezonul ăsta, Laurențiu? Cum l-ai descrie tu așa? Sezonul volebalistic, vorbind, unul disputat, unul extrem de, de încrâncenat. Au fost patru, chiar cinci echipe care au mers mult timp cap la cap în acest sezon. Aici vorbim de Galați, de Craiova, de, de Dinamo, Zalău și aș introduce aici și Dejul, care a dictat, așa, din a doua linie, din spate, eu știu, lupta la vârf. Sigur că ne doream foarte mult să se încheie acest sezon așa cum eram obișnuiți, cu o ceremonie, cu eu știu, plăcerea aceea de a termina și de a juca ultimul meci din campionat, dar lucrurile nu au stat așa. Din păcate, trebuie să ne mulțumim doar cu faptul că în lumea voleiului suntem încă bine, mă refer la toți cei care fac parte din acest fenomen. Sigur, aici știm, știm amândoi că o pierdere o importantă și o veste proastă vine de la piatra Neamță. Da, domnul Vasile Oatu. Din păcate, a, lupt, a, a pierdut lupta. Încercăm să rămânem sănătoși. În aceste condiții deja nu ne mai gândim mai departe de, de, de sănătatea noastră. E un lucru pe care noi până acum nu l-am, poate nu l-apreciam și nu, l, -l, nu l, l băgam atât de mult în seamă. E o chestie normală să fim sănătoși, să avem viața noastră cotidiană, dar iată că. Acest virus ne arată cât de, cât de vulnerabili suntem, și, din păcate, trebuie acum să, să stăm în casă. Aș putea spune că, până la urmă, mie nu mi se pare un lucru ieșit din comun. Sigur, la început a fost greu, dar trebuie să ne căutăm activități acasă. Și uh, să, ne, să ne cunoaștem, ca, într -un, ca o glumă, să ne cunoaștem mai bine familia. Și uh, uh, cred că este un moment potrivit ca uh, momentele acestea să fim împreună uh, și să, să trecem peste acest moment. Laurențiu, și Polonia și-a închis campionatul și știm ce înseamnă volul polonez, la băieți, cel puțin. Ei uh, uh, au fost în mai multe rânduri campioni mondiali olimpici, vorbim de o, o țară foarte puternică în volei, care totuși, la fel ca și noi, și-a închis campionatul. Deci, până la urmă, tu spui că ideea asta a fost una mai mult decât corectă și absolut necesară în, într-o astfel de situație. Așa este. Știu că campionatele au mai fost situații de genul acesta cu mulți ani în urmă. Și campionatele s-au suspendat. Deci au rămas fără o campioană, fără un clasament. Eu cred că anul acesta, dacă decizia a fost luată în, la, în acest mod, eu cred că este una meritată și normală. De ce? Pentru că vă spun din punctul meu de vedere, de, de jucător. Am avut un stres. Mi-am. Mi -am, eu știu, uh, mi-am pus uh, sănătatea în pericol, uh, uh, stresul zi de zi la meciuri, la antrenamente, pe o perioadă atât de lungă. Eu cred că uh, nu se putea să se încheie uh, pur și simplu să ștege cu buretele ce a fost, uh, ok, uh, trecem mai departe și uh, vedem ce va fi la anul. Eu cred că această decizie, așa cum ai spus, uh, dacă până și uh, Polonia. A, a decis acest lucru. Uh, mai sunt campionate care uh, au luat această decizie. Uh, din câte știu, italienii sunt foarte, uh, foarte hotărâți să, să reia uh, campionatul, dar nu văd cum. Mi se pare incredibil. Uh, totuși, cred că există speranță. Uh, dincolo de, de toată... ce mai importantă, într-adevăr. Italia, să nu uităm că are... Uh campionatul în așa fel a alcătuit că la sfârșit trebuie să fie o finală uh, și poate și de aceea există șansă până la ultimul meci acolo. Aici era deja o distanțare, așa cum ai precizat. Laurențiu, hai să mergem un pic spre echipa națională unde multă vreme ai fost capitan și anul, sezonul acesta cum ar fi, dar anul trecut uh, am avut -o, cu toți o mare bucurie o calificare la un turneu final european după mai bine de 25 de ani, cred și tu ai fost e, cu echipa uh -huh. la Montpellier Uh, cum, uh, cum apreciez calificarea asta și uh, poate ea să însemne o eventuală ridicare a voleiului românesc? Da, cu siguranță uh, acel moment, uh, în acel moment volul românesc s-a ridicat. O calificare la campionatul european după 24-25 de ani a semnat enorm pentru toată suflarea volului românesc masculin, bineînțeles, pentru că fetele, știm cu toții că au mai avut calificări la turnee finale europene. Acest turneu ne-a ne bucurat enorm, în aceeași măsură, cred că. Am reacționat cum trebuie la acest, la acest turneu final. Ai fost lângă noi și ai văzut până la urmă că toți jucătorii care au făcut parte din, din acest lot, din lotul nostru, chiar și-au dorit enorm să, să trecem mai departe, să trecem de, de faza grupelor. Portugalia, din păcate. Eu știu unde nu aveam foarte mari speranțe de a câștiga meciul. Au reușit să câștige un set și, automat, calificarea a fost pierdută. Dar eu cred că a fost un, un turneu final normal, abordat cu multă, multă pasiune de, de fiecare dintre noi. Sigur că da, au fost mai multe momente acolo. A fost un început foarte bun cu Grecia, a fost un set câștigat în fața vicei campioane olimpice, a Italia, mai multe momente importante la cele european. Sigur că n-am reușit să trecem de, de, grupă și rămâne regretul meciului cu Grecia. Până la urmă, el a fost meciul care, acela a fost meciul care ne-a scos din, din, din curs. Așa este. Așa este. Ne puneam mari speranțe, având în vedere că... Ne de două ori în Liga Europeană. Mai ales că în Liga Europeană reușisem să câștigăm, într-adevăr, în, în două meciuri extrem de tensionate și disputate, dar iată că niciun meci nu seamănă cu altul, cum ar, cum ar spune toată lumea din sport. Au reușit să, să câștige acel meci și, într-adevăr, am așa un gust amar pentru că am avut momentele noastre, am avut, eu știu, posibilitatea de a. De a, aduce, de a aduce victoria în favoarea noastră, dar Sigur, din păcate... Ceea -cela. Puteam oricând să îl întoarcem. Adică am avut și momente parcă de 2-0, dacă mi-aduc aminte bine. sau ce așa, mai este, ce este. așa este, așa este. <coughs> Au revenit ei în setul 2 și bă, din păcate am lăsat un pic capul în jos. Am încercat să intrăm înapoi în meci în setul 3 și nu, nu am mai putut. Victoria le-a le aparținut. Într-adevăr, da, dar... exact cum spui, Exact un cum spui, Te rog. Exact cum spui, a fost momentul cheie la acest turneu final la acest turneu european, pentru că dacă reușeam să câștigăm acel meci, cu siguranță lucrurile se-teau altfel pentru noi. Da, un european s-a dus la urețu, dar vine un altul. Avem deja grupa, suntem cu Elveția Slovacia, parcă și Albania. Primele două merg mai departe. Asta înseamnă o nouă șansă de a ne califica la un european, cred eu. Da, merg cele, cele șapte câștigătoare ale, grupe, ale grupelor și uh, cinci cele mai bune clasate din uh, de pe locul 2. Uh, da, bă, echipele la prima vedere să spunem că nu sunt uh, extraordinare. Slovacia este o echipă puternică. Slovacia. Uh, uh, bă, dau, trimit jucători importanți în Europa, în campionatele puternice, și uh, aici uh, cred că trebuie să, să aprofundăm un pic uh, jocul lor, să, să încercăm să, să găsim cheia uh, potrivită atunci când, uh, sigur, ne vom. Uh, Uh, ne vom reuni la echipa națională. Uh, trebuie să spun că fac o paranteză dacă îmi permiți, uh, anul trecut a fost ultimul an când, când am participat la, la echipa națională. Uh, după cum știți, întotdeauna am venit cu, cu mare plăcere și cu inima deschisă de fiecare dată când am fost convocat. Uh, dar cred că momentul meu cu echipa națională este, este, la final și îmi doresc ca să-mi păstrez, să-mi rezerv forțele pentru echipa de club aici unde îmi doresc să, să, joc în continuare. Revenind la echipele din grupa noastră, trebuie să, să fim atenți, pentru că voliul deja a ajuns să echilibreze foarte mult uh, valorile, uh, nu mai există echipă puternică sau echipă echipe slabe când vorbim mai ales de echipe naționale. Așa că uh, cred că misiunea uh, băieților la echipa națională, echipa națională va fi uh, una uh, uh, de a aborda fiecare echipă cu același gând, de a câștiga, pentru că dacă ajungem să subestimăm una din naționale, fie ea Albania, cred că putem să avem mari probleme. Eu sper să nu se întâmple lucrul ăsta. Spune-mi și mie, în primul rând, tu câți ai? Că nu mai țin examinte. Câți ani ai? Am primit 40 de ani anul acesta. Mulți înainte. Eu mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru Națională. Sigur că alții ar trebui să-ți mulțumească mai mult, dar eu ca suporter al Naționalei, pentru că pe lângă calitatea asta de jurnalist cu care apăream lângă voi, tu știi bine că eu în tribună făceam și urât pe acolo și eram mai mult suport că... decât jurnalist. Dar trecând peste, peste ideea asta, eu te felicit pentru tot ce ai realizat. Aș vrea însă să-mi vorbești despre niște puști care au început să impună la, la Națională și care au început să prea de la tine, calitățile de lider și de conducător în tere. Există așa ceva la echipa națională acum? Sigur că există. Sunt convins că odată cu retragerea mea vor apărea dacă nu cumva erau caractere puternice în vestiar și vor reuși să își găsească un lider. Uh, mai uh, mai mult uh, decât un lider, cred că este nevoie de o, de o conexiune la nivelul jucătorilor și uh, uh, jucătorii să reușească să. Își spună problemele, să se bucure împreună pentru fiecare moment. Atunci, nucleul și grupul la, la, la echipa națională va fi unul puternic. Sigur că vorbim de jucători tineri care vin din urmă și vă spun că avem. Avem, doar că ei trebuie să reușească să, să confirme mai mulți ani la rând nu numai la echipele de club, dar și la echipa națională și atunci sunt convins că alături de un Adriana Aciobăniței, Bălean, Cantor sunt jucători pe care eu îi îndrăgesc foarte mult și sigur, nucleul deja format din jucători care nu sunt la primele convocări de la națională Bala, Barta, Mihalcea și poate, uh, uit pe cineva, uh, Matei sau, uh, sau Cherbeleață, sunt jucători care reu, uh, vor reuși cu siguranță să se impună la echipa națională și uh, îmi doresc să, să fiu uh, aproape mai aproape de ei uh, și promit că voi face acest lucru atunci când uh, meciurile naționale, naționale vor fi în România. Să revenim un pic la întrecerea, la întrecerea internă. Ținând cont de problemele financiare care se anunță după această pandemie. Și ținând cont că, de faptul că voleul nostru oricum nu era unul foarte bogat, în care practic doar 3-4 echipe erau acolo la vârf și își puteau permite să plătească jucătorii la un nivel mulțumitor, spun eu, la un nivel aproape de, poate și de așteptările voastre. Cum vezi în continuare Forța cluburilor uh, românești după ce se va termina uh, această nenorocire? Cu toții suntem îngrijorați de acest lucru și uh, nu cred că este vorba doar în, uh, în volei, uh, în sport în general și în lume. Vorbim de, de economia mondială, care bă, este deja afectată și, bă, cu siguranță, ne vom afunda mai mult decât, bă, decât poate gândeam bă, acum câteva luni. Bă, dar eu cred că, așa cum am reușit până, până acum să găsim bă, bă, suportul financiar pentru, pentru sport, pentru volei, vorbind bă, 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 în momentul de față, Cred că vom reuși să trecem peste, sigur. Vom accepta să, eu știu, să avem niște salarii mai mici. Poate că, într-adevăr, echipele, cluburile nu-și vor mai permite foarte mulți jucători, dar trebuie să, să fim conștienți că sunt. Banii vor, vor avea altă valoare. Asta fără doar și poate. Dacă până acum uh, un jucător uh, care vroia să vină în România, un jucător străin uh, primea o sumă, e eh, acum uh, sunt convins că se va mulțumi cu o sumă și mai mică. Sau uh, un jucător român care își dorește foarte mult să, uh, să rămână și să nu se uh, uh, afunde în. Uh, în alte probleme. Eu sunt convins că toți vom avea de învățat de pe, după aceste momente și cu siguranță vom deveni mai puternici și vom aprecia mult mai mult ceea ce avem, de fapt. Laurențiu, eu îți mulțumesc pentru amabilitatea cu care ne ai oferit acest interviu și, în final, te ajungam un mesaj pentru iubitorii sportului și pentru iubitorii voleiului în special. Îmi doresc să ne, să ne revenim, să ne revedem, să ne vedem din nou pe, pe, pe parchet, alături de toți apropiații, prietenii și toată suflarea volebalistică. Sigur că mesajul meu cel mai important în momentul de față este să rămânem acasă, să avem grijă de noi, că doar așa putem să ajutăm pe ceilalți din jurul nostru. Eu îmi doresc ca lucrurile uh, să devină mai optimiste și să rămânem cu un optimism uh, important în, în suflet, pentru că doar așa putem să trecem împreună. Laurențiu, îți mulțumesc pentru tot. O zi, o, mulțumesc o... și eu. Bun, la revedere. Mersi.